Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. Am să încep prin a vă citi o parte din capitolul 1 din Ecleziastul, o carte care se găsește în Vechiul Testament. Cuvintele Ecleziastului, fiului David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Ecleziastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată munca pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotiri. Toate râurile se varsă în mare și marea nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune, ochiul nu se satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost, va mai fi, și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va mai întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Ecleziastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim, mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub soare. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Orice om care studiază mai adânc cuvântul lui Dumnezeu ajunge la un moment dat să se atașeze de anumite părți din Scriptură mai mult decât de altele. Toate au valoare, dar omul se atașează câteodată mai tare de unele decât de altele. Ajunge să vadă în unele părți un apogeu, a zice, o sumarizare sau o condensare a întregului. Pentru mine, cele mai adânci cărți din Scriptură sunt Cântarea Cântărilor, Ecleziastul, Proverbele și Psalmii. Cântarea Cântărilor, de exemplu, este oglindirea din Vechiul Testament al Evangheliei după Ioan, numită Evanghelia Iubirii. Ecleziastul, cartea din care v-am citit eu acum la început, este numită Evanghelia după Om, cartea sufletului omului sau cartea luptelor sufletului uman. Proverbele sunt un fel de Evanghelia înțelepciunii. Ea este oglindită în Noul Testament, de exemplu, de Epistola după Romani. Psalmii sunt Evanghelia inimii, Evanghelia furtunilor emoționale ale sufletului omenesc. Cine se adâncește în cărțile acestea îl va înțelege pe Dumnezeu într-o lumină, cum a zice eu, mai adâncă și va înțelege Noul Testament așa cum trebuie el înțeles în lumina Vechiului Testament. Cineva m-a întrebat odată care sunt cărțile din Scriptură care merită să fie memorizate. Acum, toate cărțile din Scriptură merită să fie memorizate, dar cu care să încep? Răspunsul meu, care era limitat la experiența mea, a fost ăsta. În ordinea importanței, eu aș memoriza așa. Iacov întâi, Cartea Credinței, apoi Romani, Cartea Înțelepciunii Noului Testament, apoi Psalmii sau o bună parte din ei. Psalmii nu sunt doar o carte, Psalmii sunt 5 cărți în original. Proverbele în întregime, apoi cartea aceasta Ecleziast, apoi Cântarea Cântărilor și apoi Apocalipsa. Ce au așa deosebit scrierile astea, de vi le-am numit eu aici și v-am sfătuit și am sfătuit pe alții să încerce să le memorizeze, să le știe în inimă? În ele, sub mesajul de suprafață, sub mesajul care este vizibil pentru toți oamenii, ochiul atent și inima deschisă începe să întrezărească mesaje și învățături ascunse care dau cumva la iveală ceva din natura asta feerică a lui Dumnezeu și din natura formidabilă a omului. Cărțile astea noi le numim cărți poetice
pentru că ascund în spatele versetelor astea colorate așa de poezie și de emoție, ascund unele dintre cele mai șocante și mai brutale adevăruri despre om, despre viață și despre Dumnezeu. Scriptura, în general, are trăsătura asta formidabilă. Îți dă, în unele părți, învățături și legi foarte clare, matematică îți dă, doctrină, învățături foarte limpede, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele tău, să te ferești de adulter, lucruri de genul acesta. Știi bine ce citești și știi bine care este învățătura de acolo. Iar în alte părți, par să fie cumva confuze, adâncite în metafore, în poezie, ceva parcă vrei să asculți mai mult pe muzică sau să asculți când ești pe cale să adormi. Și tocmai părțile astea, acele ascund cele mai tulburătoare adevăruri despre Dumnezeu și despre noi, despre om. Se spune că pe vremea lui Stalin, un rabin învățat primisese permisiunea să călătorească de la Odessa până la Moscova. Pe vremea aceea foarte greu primeai o astfel de permisiune să călătorești. Și el s-a suit în tren și a găsit un loc gol și apoi lângă el s-a așezat un tânăr care avea așa o privire foarte inteligentă. Și rabinul s-a uitat un pic la el și s-a gândit. Omul ăsta, tinerelul ăsta nu arată să fie de la țară, așa că dacă nu este un fermier de pe aici de la țară, probabil că el vine din district, de la noi, de la oraș. Dacă vine din district, trebuie că el este evreu, ca și mine, pentru că în districtul nostru aproape toată lumea sunt numai evrei. Acum, dacă este evreu, unde se poate duce? Eu sunt singurul din district care am permisiune în ziua de astăzi să călătoresc la Moscova. Zice, stai nițel, chiar lângă Moscova este un sătuleț care se cheamă Sanvet și acolo n-ai nevoie de permisiune specială să călătorești acolo. Dar de ce s-ar duce el la Sanvet? El probabil că se duce să viziteze una din cele două familii care locuiesc la Sanvet. Eu știu orășelul acela, sătulețul acela, și numai două familii de evrei sunt acolo. Unii sunt Goldstein și ceilalți sunt Steinberg. Dar Goldstein este o familie groaznică, nimeni nu vrea să o viziteze, așa că precis că se duce la Steinberg. Dar Steinberg ăsta are doar fete și probabil că omul ăsta o fi ginerele lor, că eu știu, fetele lor sunt căsătorite. Dar Stenitzel, care dintre cei doi gineri poate să fie? Sara știu că s-a măritat cu un avocat de la Budapesta și Estera s-a măritat cu un afacerist din Zadomir, așa că ăsta trebuie că este soțul lui Sara. Ceea ce înseamnă că el îl cheamă Alexandru Cohen, eu știu cum îl cheamă pe soțul lui Sara, deși nu l-am văzut niciodată. Dar dacă el vine de la Budapesta și avocat acolo, cu tot antisemitismul care există acum în Budapesta, trebuie că și-a schimbat numele. Care-i numele maghiar de la Cohen? E Kovacs. Dacă și-a schimbat numele, înseamnă că are și un statut special, probabil că are un doctorat la universitatea de acolo. Și atunci s-a întors către tânărul acela și i-a zis, ce mai faceți astăzi, domnule doctor Kovacs? Și tânărul s-a întors mirat și a zis, foarte bine, vă mulțumesc, dar cum se face că știți numele meu? A răspuns rabinul, asta era limpede ca lumina zilei. Câteodată ce este și ce pare ascuns în taine și în întuneric, devine limpede ca lumina zilei pentru omul care chiar vrea să cerceteze. În Scriptură Dumnezeu se prezintă nouă oamenilor ca unul care se ascunde. El spune, eu sunt un Dumnezeu care mă ascund. Dar tot el spune că îl putem găsi dacă îl căutăm cu toată inima. Există așa o aventură fascinantă să încep să-l cauți pe Dumnezeu. Și începe asta învățând despre el din părțile Scripturii care sunt foarte clare, care sunt simple, care sunt directe. Și apoi există, pentru cei care chiar vor să caute, există acel Dumnezeu care se ascunde în spatele cântecelor din psalmi, în oglindirea analogiilor din proverbe, în suspinele cântării lui Solomon și a zice în gemetele omului pe care este prezentat în Ecleziast și în cartea lui Iov. Acolo descoperi taina lui Dumnezeu, acele părți care sunt rezervate doar celor ce vor cu adevărat să caute, celor ce vor să joace jocul ăsta proiectat de Dumnezeu care se ascunde și vrea să fie căutat. În sesiunile care urmează din cartea Ecleziast, vom cerceta câteva adevăruri descrise direct și unele ascunse în cartea asta. Cartea aceasta, Ecleziast, a fost scrisă de al treilea împărat al evreilor, de Solomon, fiul împăratului David.
Orice carte din Scriptură are aceste peceți două, are două trăsături. Odată că este inspirată de Duhul lui Dumnezeu, orice carte din Scriptură este inspirată de Duhul lui Dumnezeu în cele mai mici detalii. Iar a doua trăsătură sunt scrise de mâna unui om, toate. Textul original, în limba originală, este inspirat divin. Dar mai toți dintre noi citim traducerile textului original. Traducerile sunt ce sunt? Ele păstrează mesajul introducând termeni noi, cumva pe înțelesul generației care le citește. Ecleziastul, numele ăsta, este un termen care generația noastră nu-l mai folosește. E, cuvântul ăsta înseamnă predicator sau orator, înseamnă cel ce vestește sau cel ce vorbește. Înseamnă mai mult de atât, înseamnă cel ce vorbește oracolele lui Dumnezeu, adică tainele lui Dumnezeu. Solomon, autorul cărții astea, autorul uman al cărții astea, e fiul lui David și al lui Betsheba. Știți, pentru cei care ați citit Scriptura, relația asta între David și Betsheba s-a înfiripat în cea mai popularizată cădere morală a lui David. David a fost atunci vinovat de adulter și de crimă. David cumva a furat-o pe Betsheba de la soțul ei și apoi a aranjat de așa natură ca soțul ei să fie omorât în război. Din catastrofa asta a ieșit imediat un copil care a fost pedepsit, nu copilul, ci David a fost pedepsit de Dumnezeu prin moartea copilului și copilul a murit, a zice, în pofida luptelor și a rugăciunilor lui David pentru el. David s-a luptat cât a putut, cât timp a mai trăit copilul acela, vreo săptămână și ceva, David s-a luptat pentru el, dar apoi a murit. Criza asta, e adevărat, l-a lovit pe David, dar a lovit-o pe Batsheva, mama lui, mult mai dureros. David nu a furat doar viața lui Urie, soțul lui Batsheba, nu i-a furat doar soția, ci el a fost și pricina pentru care Batsheba a pierdut primul ei copil. Însă cumva creditul și meritul lui David este că el apoi și-a îndreptat atenția spre distrugerea cauzată în viața noii sale soții și Scriptura relatează că David s-a străduit să o mângâie pe Betsheba. A fost mai aproape de ea decât de oricine pentru o vreme. Din relația asta s-a născut Solomon. De la nașterea lui Solomon, el capătă pecetea unei alegeri speciale din partea lui Dumnezeu. Cărțile lui Samuel, cronicile și împărați au fost un fel comun de a descrie pe împărații lui Israel. În cărțile alea sunt scrise, împăratul cu tare a domnit atât și a făcut ce este bine sau a făcut ce este rău, apoi relatează cam ce au făcut. Despre Solomon nu este așa. Primul lucru scris despre Solomon este că a fost iubit de Domnul. Dumnezeu scrie în cronici, Dumnezeu a iubit pe Solomon. Despre Solomon, istoria începe cu iubirea lui Dumnezeu pentru el. Simțind David, simțind că este ceva cu totul aparte copilul ăsta, David face cu Solomon ceva ce nu va face cu niciun alt copil de-al lui. El simte că fiul acesta este mai mult decât doar copilul lui. Simte cumva că copilul ăsta îl depășește chiar pe el. Și atunci îl încredințează pe Solomon prorocului Natan. Prorocul Natan, știți, a fost prorocul acela care a venit la David după crima care a făcut-o David și a arătat cu degetul spre el și a zis, tu ești acest ucigaș și Dumnezeu pe tine te va pedepsi. Cumva prin gura lui Natan a venit condamnarea lui Dumnezeu pentru faptele lui David. Și David avea o încredere formidabilă în Natan și i-a încredințat copilul acesta care cumva îl depășea chiar pe el. Și David l-a numit Shalamun, care înseamnă, este un cuvânt care vine de la Shalom, care înseamnă pace, Shalamun, cumva simțind că Solomon este pecetea împăcării lui cu Dumnezeu și cu Betsheba. Cumva Solomon era imaginea Dumnezeului care îl primește înapoi pe David și se împacă, face o pace din nou între el, între Dumnezeu și David și din pricina asta l-a numit Shalamun. Dar Natan, când l-a primit pe Solomon, Natan era prorocul lui Dumnezeu,
El simțea atingerea lui Dumnezeu și din prima privire a văzut, cum să spun, a văzut parafa sau amprenta pusă de Dumnezeu în copilul acela. Și el îi dă cumva același nume cu care Dumnezeu l-a numit. Îi dă numele iubitul Domnului, în evreiește se numea Yedidia, iubitul Domnului. Pentru că Solomon, înaintea ochilor lui Dumnezeu, a fost conceput să fie iubit și să iubească. El a venit din iubirea lui David pentru Betșeba și a venit din iubirea lui Dumnezeu pentru popor, pentru ei doi. Cel mai frumos început din toate câte eu știu. În cartea 2 Samuel, capitolul 12, la versetul 24, spune așa: David a mângâiat pe soția sa Betșeba. Ea i-a născut un fiu pe care l-a numit Solomon, care a fost iubit de Domnul. El, David, l-a încredințat în mâinile prorocului Natan și Natan i-a pus numele Yedidia, adică iubitul Domnului sau pentru Domnul, pentru Domnul. Fiecare om are o anumită menire de la Dumnezeu. Fiecare om care va face foarte multe lucruri diferite în viață are o anumită particularitate, o anumită amprentă pusă de Dumnezeu, aproape unică de la om la om. Solomon, care n-a fost un om obișnuit, ci a fost un om mare al lui Dumnezeu și un ales al lui Dumnezeu, a avut chemarea asta, amprenta asta lui Dumnezeu. Chemarea lui Solomon a fost ca el să-L iubească pe Dumnezeu și ca el să fie iubit de Dumnezeu. Să fie cumva așa ca un canal prin care Dumnezeu să-și arate iubirea lui față de om. Menirea lui Solomon și prin numele pe care i-l-a dat prorocul și prin felul în care Dumnezeu a început cu el și primele cuvinte care sunt spuse din partea lui Dumnezeu pentru el, era ca Solomon să fie un fel de canal al dragostei lui Dumnezeu către om. Așa a început Solomon. În 1 Împărați, capitolul 3, este scris așa: Solomon iubea pe Domnul și se ținea de poruncile lui. A început Solomon să trăiască în tinerețea lui menirea pentru care a fost făcut. Acum să știți, deși Solomon a fost un om deosebit și un om cu totul special în istorie, fiecare om, fiecare dintre noi are o anumită amprentă de genul ăsta de la Dumnezeu. Și un om înțelept va căuta să afle de la Dumnezeu pentru ce am fost eu creat, pentru ce sunt creat. Parcă v-am spus eu odată, a fost un filozof mare rus, Karpov, care, ateu fiind, el nu știa nimic de Dumnezeu, nici nu vrea să știe nimic de Dumnezeu, a trăit în Rusia comunistă și într-o zi, într-un tren, a găsit o pagină, o bucățică de pagină din Scriptură și de la versetele acelea două sau trei care erau scrise acolo, el s-a întors la Dumnezeu, pentru că pe unul dintre versetele acelea vorbea despre Iisus și Iisus zicea: eu am venit să fac voia Tatălui. Și Karpov ăsta, din momentul ăla, s-a întrebat: uite, aici este scris despre un om, nu știu cine este Iisus ăsta, dar e scris că știe de ce a venit. Și stau să mă gândesc, el avea deja peste 40 de ani, pentru ce am venit eu în lumea asta? Eu nu știu de ce am venit. Că îmi dau seama acum, nu am venit numai să mănânc și să beau, nu am venit numai să fac umbră pământului, cum zice românul, degeaba. Am venit, trebuie simt în mine că sunt mai mult decât un biped. Simt că am un scop, am ceva pe lumea aceasta. Și s-a gândit adânc de ce oare am venit. Iar apoi a citit continuarea versetului: am venit, zice Iisus, să fac voia Tatălui. Și Karpov spune: mi-am dat în ziua aceea seama că există o altă voință decât a mea. Eu am voință și dorință, dar cumva simt că există o voință deasupra mea. Din lucrurile astea, el s-a întors la Dumnezeu. Fiecare dintre noi poartă într-un anume fel amprenta lui Dumnezeu pusă special pentru noi, o anumită chemare, o anumită dorință a lui de la nașterea noastră chiar. Țin minte, când m-am născut eu, au fost niște frați de la prieteni pentecostal de ai tatălui meu, deși tatăl meu crescuse la creștini după Evanghelie, dar și apoi la baptiști. El a avut prieteni în toate denominațiile de creștini din România. Pentru tatăl meu nu a contat ce nume porți, a contat ce nume porți, adică dacă porți numele lui Hristos. Și la nașterea mea a fost un frate de la pentecostal și el și-a pus, așa mi se spune mie, și-a pus mâna peste mine
și s-a rugat și a spus: băiatul acesta va purta amprenta unor trăsături de caracter neobișnuite. Și acum, eu aflând lucrul ăsta în copilărie, de atunci până acum mă tot străduiesc cumva să nu fac din omul acela un mincinos și să încerc așa, cu cât mi-a dat mie Dumnezeu, să împlinesc promisiunea și amprenta aia pe care Dumnezeu parcă a avut-o pentru mine. Nici eu nu sunt un om special, poate nici dumneata nu ești un om special, dar nici unul dintre noi nu suntem născuți așa doar să fim. Suntem născuți unic, cu o amprentă fizică, la noi americani zice DNA, unică, vizibilă, cu o amprentă unică în palmă, pe un deget, e tot unică. Tot astfel purtăm în noi menirea asta pe care Dumnezeu a semănat-o în noi de când ne-a conceput. Nici unul dintre noi nu suntem doar așa făcuți. Suntem creați într-un anume fel, un anume scop. Și scopul ăsta este totdeauna însoțit de tot ce este necesar de la Dumnezeu ca el să fie împlinit. De la nașterea lui Solomon, Dumnezeu și-a pus amprenta și țelul pentru care el a fost născut, iubitul Domnului Ididia, cel prin care Dumnezeu își va arăta iubirea față de om. Ce s-a întâmplat cu menirea asta a lui Solomon? Tragedia este că deseori în viața oamenilor, ei au puterea de a zădărnici câteodată planurile pe care Dumnezeu le are cu privire la ei. Este înfiorător să te gândești că noi, niște ființe atât de limitate, suntem, ni s-a dat dreptul de la Dumnezeu să zădărnicim planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Nu-ți vine să crezi că așa ceva este posibil. Te gândi, Dumnezeu ce plănuiește, duce la îndeplinire, nu poate să-i stea nimeni în cale. Și lucrul ăsta este adevărat, cu excepția celui pe care Dumnezeu îl lasă să-i stea în cale. Despre farisei și cărturari, despre cei care se opuneau lui Hristos pe când el trăia, este scris, Biblia spune, ei au zădărnicit planul pe care îl avea Dumnezeu cu privire la ei. Este adevărat că ei ar fi vrut să dezădărnicească și planul pe care Dumnezeu avea cu privire la Hristos și planul pe care Dumnezeu l-avea cu privire la popor și la mântuire și la multe lucruri. Asta nu au reușit să facă și istoria a mers exact așa cum a vrut Dumnezeu. Însă cu privire la viața lor personală, la menirea și la țelul pentru care ei au fost creați de Dumnezeu, erau în stare să dezădărnicească planul lui Dumnezeu. Întocmai în același fel, noi, eu, Andrei, pot să am un fel de stilou cu care dau un veto planului lui Dumnezeu pe care îl are cu privire la mine. Eu trebuie să colaborez cu Dumnezeu pentru ca planul acela să fie îndeplinit. Din pricina asta, așa de mulți dintre noi ne ratăm menirea. Nimeni n-a fost creat să devină un bețiv și să devină un stricat și să devină unul care își bate soția și își terorizează copiii. Să devină un om josnic și un mincinos sau un fricos, un laș, un om care să n-aibă nimeni n-a fost plănuit de Dumnezeu pentru așa ceva. Fiecare plan al lui Dumnezeu poartă amprenta caracterului lui Dumnezeu, adică are ceva frumos în el. Solomon ăsta a avut două momente cruciale în viața lui, două momente de răscruce marcante în viață. Primul a fost la naștere și la alegerea la amprenta lui Dumnezeu peste el despre care v-am vorbit și a fost confirmat momentul acela de scriptură și de prorocul Natan. El a fost făcut pentru iubire de Dumnezeu și pentru a transmite iubirea lui Dumnezeu oamenilor. Acum, între primul și al doilea eveniment, este scris despre Solomon că într-adevăr iubea pe Domnul, se ținea de obiceiul tatălui său, care fusese și el un om după inima lui Dumnezeu. Dar al doilea moment crucial din viața lui a fost imediat după încoronarea lui ca împărat. Despre momentul ăsta este scris în 1 Împărați 3:5. Și atunci el, fiind gata să fie încoronat ca împărat, a simțit presiunea asta grozavă care atârnă deasupra lui și Dumnezeu i s-a arătat în vis și i-a zis, ascultă, cere-mi ce vrei și am să fac. Cum am zice noi, Dumnezeu a fost gata să-i scrie un cec în alb. Acum ai zice ce baftă a căzut pe capul lui Solomon să te întrebe Dumnezeu ce vrei să-ți fac. Ce am vrea noi să fim întrebați de Dumnezeu? I-am spune noi lui Dumnezeu tot ce este nevoie, cum să corecteze toate problemele din viața noastră, cum să corecteze mersul lumii, cum să schimbe istoria.
Noi avem tot timpul senzația că îl putem ajuta pe Dumnezeu și El are nevoie de ajutorul nostru așa cum avem noi nevoie de aer. Fără să ne dăm seama, când Dumnezeu te întreabă ce vrei să-ți fac, e una dintre cele mai primejdioase întrebări pe care ți le poate pune de Dumnezeu. Ce vrei? Întrebarea asta are cu ea toate șansele, dar are cu ea, care în ea, toate riscurile, toate riscurile. Ce-am face noi în locul lui? Ce-am face noi în locul lui Solomon? Acum, în natura noastră cea mai elementară, cea mai brutală, în cea mai de bază dorința firii, în partea noastră, zice, cea mai animalică, știm ce vrem. Zice Scriptura să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Știm ce vrem. Vrem să câștigăm la loto, vrem bani. Dar de ce vrem bani? Vrem bani ca să ne putem cumpăra jucării. Când suntem mici, jucării mai mici, când suntem mari, jucării mai mari. Vezi reclama aia cu loto pe șosea. E o reclamă unde sunt câțiva în mașină și văd premiul uriaș de la loto care se dă în săptămâna aia și au ochii bulbucați, le sar ochii din cap. Și câinele din mașină are ochii bulbucați, holbați asupra premiului acela uriaș. De câte ori am auzit noi și de câte ori eu însumi am auzit de la unii dintre prietenii mei, dacă aș câștiga eu ceva mai serios, mi-aș rezolva toate problemele. Avem senzația că partea materială, dacă se rezolvă, toate lucrurile se rezolvă. Toate lucrurile se rezolvă. Asta gândim noi, oamenii, așa cum sunt eu, care trăiesc de la o lună pe alta și care o duc și eu, nu o duc rău, dar nici nu aș putea să zic că sunt asigurat material pe 10 vieți de aici înainte, nici pomeneală. Și majoritatea din cei ce mă ascultă pe mine, probabil că tot așa sunt ca mine. Dar nu ne uităm adeseori la cei care au obținut ce am vrut noi, la cei care au câștigat biletul acela de loto, la cei care au rezolvat problema materială a vieții lor și au să trăiască 100 de vieți de aici înainte, la cei care și-au cumpărat toate jucăriile care vreau să și le cumpere și care în cele din urmă ajung atât de dezamăgiți de viață, atât de deprimați de goliciunea ei, încât adeseori își pun capăt vieții. Partea materială, deși ai senzația că de ea ai cea mai mare nevoie, nu satisface. Acum Solomon era mult mai mult decât unul care umbla pe două picioare. Era un om. Știa că nu poți face nimic cu avuțiile fără să te bucuri de ele în viață, fără să ai o anumită calitate a vieții. Ce să facă un condamnat la moarte care trebuie să fie executat mâine cu un câștig la loto? Omul mai ridicat, omul care își mai ridică privirea din pământ, știe asta. Vrea viață. Vrea mai mult decât doar să respire, vrea să simtă, vrea să vadă, vrea să experimenteze. Orbul acela Bartimeu din Scriptură, care s-a întâlnit cu Hristos într-o zi, el avea foarte multe nevoi, era cerșetor, avea o groază de nevoi, dar niciuna nu era mai mare decât aceea că să trăiască cu adevărat, să vadă. Dumnezeu mai menționează aici o posibilitate în capitolul acesta, când vorbește despre Solomon și despre dorința lui, menționează o altă posibilitate, să nu ceri nimic pentru tine, să ceri doar pentru vrăjmașii tăi. Cumva, cum zicem noi, să crape capra vecinului sau chiar dacă pierd eu un ochi, să pierdă vecinul doi. Însă Solomon știa mai mult decât atât. El știa că viața, chiar una lungă, este nimic fără un alt ingredient, fără să ai scop, țintă, fără să ai un sentiment că ești folositor cuiva. Aici apare natura lui Dumnezeu care ne deosebește pe fiecare de animale. Toți vrem să supraviețuim, toți vrem să ne umplem burțile. Nu toți însă simțim că trebuie să avem un țel, că totodată mulți dintre noi uităm că avem un scop pentru care să supraviețuim și pentru care să mâncăm. Ce cere Solomon de la Dumnezeu? El spune, este scris în 1 Împărați capitolul 3, Doamne, dă robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Cine are puterea să judece poporul ăsta al tău, pe poporul ăsta așa de mare la număr? Și Scriptura spune, cererea aceasta lui Solomon a plăcut lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis, fiindcă lucrul acesta îl cer, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nu cer nici bogății, și nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate,
voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, zice Dumnezeu, îți voi da și ce nu ai cerut, bogății, slavă, așa încât în timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Aici începe cumva aventura lui Solomon. Solomon nu cere nici bogăție, nici viață lungă. Solomon cere putere. Când a zis că cere înțelepciune, ce spune el? Cere putere. Ce fel de putere? Sunt multe feluri de putere. Cere puterea de a controla, puterea de a judeca, puterea de a ține în frâu un popor pe care chiar Dumnezeu mai înainte l-a numit cu amărăciune un popor încăpățânat și greu de controlat. Acum Solomon știa lucrurile astea. Îi cere lui Dumnezeu ingredientul acela pe care l-a făcut pe Dumnezeu în stare ca el să manipuleze, să ghideze și să conducă poporul ăsta. Dumnezeu a condus pe Israel, un popor încăpățânat, l-a condus cu o înțelepciune care îi depășea orice fel de înțelepciune omenească. Și asta cere Solomon aici. Doamne, dă-mi înțelepciunea asta ta ca să pot să-i depășesc pe toți și să-i depășesc în asemenea fel încât să nu mai fie îndoială cine este în control, să pot să mânuiesc poporul ăsta dificil. Acum lui Dumnezeu îi place că Solomon se ridică la nivelul de om, se ridică peste dorințele elementare animalice din noi. Știe de asemenea că ceea ce a cerut Solomon va include și ceea ce nu a cerut. Când ai o înțelepciune cum nu a avut nimeni înainte de el și nu mai va avea nimeni după el, înțelepciunea asta atrage multe alte beneficii cu ea. Acum să știți, dacă vreți să fiți un om foarte înțelept, este un lucru foarte bun, niciodată nu veți fi atât de înțelept cum a fost Solomon. Dumnezeu spune recordul mondial de înțelepciune din toate timpurile a fost deja dat și a fost dat lui Solomon. Aici începe de fapt și problema lui Solomon. El fusese proiectat de Dumnezeu ca un exemplu de iubire față de om și iubire față de Dumnezeu. Orice plan al lui Dumnezeu pentru noi este aranjat în așa fel încât peste orice fel de circumstanțe, peste orice adversitate, peste orice fel de forță care se opune, cumva planul să se ducă la îndeplinire, totul este pregătit. Dar cum am zis, există o singură forță care are puterea de veto pe care Dumnezeu nu trece peste ea, noi înșine. De exemplu, lui Maria îi se spune ce va fi să fie fiul ei, un înger vine și îi spune fiul tău va fi Mesia. Dar este totuși necesar ca ea să spună ce numește în latină fiat, adică fie, amin. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne trasează un plan, nimeni nu ne poate separa de planul acesta, doar noi înșine. Despre farisei și cărturari v-am spus ce a zis Scriptura. Solomon este întrebat ce vrei și la fel câteodată și noi suntem puși în fața unui cec alb și semnat în gol de Dumnezeu, ne întreabă Dumnezeu ce vrei. Cea mai feroce întrebare care ne poate fi pusă în viață. Lui Moise i s-a pregătit un viitor formidabil. Dumnezeu l-a pregătit să fie legislator, eliberator, trebuia însă să accepte. Avram avea pregătit să devină tatăl credinței și al națiunilor, primul evreu, tatăl multor națiuni, trebuia însă ca el să accepte. Dumnezeu pregătise planul mântuirii înainte de întemeierea lumii. În cer, spune Vechiul Testament, s-a auzit o întrebare care stătea în ea toată posibilitatea împlinirii planului. Și Dumnezeu întreabă cine se va duce pentru noi și cine va merge în numele nostru. Și s-a auzit acolo o voce, vocea lui Hristos. Iată-mă, trimite-mă! Asta a fost acceptul lui Hristos care a semnat planul lui Dumnezeu cu privire la el. Solomon a decis că vrea puterea formidabilă a unei înțelepciuni unice peste toți. Dumnezeu însă pusese amprenta iubirii peste el. Dumnezeu îl făcuse să iubească, el a vrut să controleze, să aibă o înțelepciune grozavă. Din combinația acestor două lucruri s-au născut Cartea Proverbelor, Cartea Înțelepciunii, s-a născut Ecleziastul, Cartea Înțelepciunii Omului și s-a născut Cântarea Cântărilor, Cartea Iubirii și cartea pe care rabinii evrei o numesc Sfânta Sfintelor din Scriptură. În toate scrierile lui Solomon se vor amesteca de aici înainte înțelepciunea formidabilă primită
și dorința lui Dumnezeu de a transmite cel mai înalt mesaj, și anume mesajul iubirii. De aceea, chiar când citești Cartea Înțelepciunii, Proverbele, vei găsi din nou și din nou presărate chemarea aceasta lui Dumnezeu: Fiule, dă-mi inima ta și plăcerea ta să fie în căile mele, mesaj de iubire. Perioada lui Solomon a fost perioada de aur a întregii istorii a poporului Israel. Dușmani cuceriți, pace completă în jur, dezvoltare economică fără precedent, faimă formidabilă în jur, ținta invidiei tuturor. Frica pe care David a creat-o popoarelor din jur a dat loc admirației în timpul lui Solomon. Au văzut templul construit de el și au învățat de magnitudinea lui Dumnezeu. Au văzut regele evreilor și au învățat de înțelepciunea lui Dumnezeu. Au văzut legea și au învățat de singurul legiuitor, de Dumnezeu. Ecleziastul este una dintre cele mai fascinante cărți din Scriptură. Este absolut unică în Scriptură, nu mai există o carte ca ea, din pricină că este singura carte din Biblie care reflectă punctul de vedere uman, în primul rând, la citirea la suprafață, punctul de vedere uman cu privire la viață. Este Evanghelia omului sau Evanghelia celor ce vede viața de dedesubt. Din cauza asta este și cartea care este cel mai des folosit greșit, cu sau fără voia omului. Este cartea favorită a ateilor, a agnosticilor, cartea favorită a unor secte străine de Scriptură, cartea favorită a materialiștilor și a deprimaților. Care este cuvântul cel mai des folosit în cartea asta? Poți să le citești în primele două capitole. Este sub soare, sub cer, sub. De la bun început, în introducerea ei, cartea ne spune că ceea ce vom citi este punctul uman, viziunea omului, perspectiva de jos a vieții și a valorilor. Acum, pentru cei care vor urmări seria asta de învățături din cartea Ecleziast, vor fi într-adevăr șocați să audă unele lucruri care nu mai sunt scrise nicăieri în Scriptură. Și asta este din pricină că Dumnezeu lasă, inspirat de Duhul Sfânt, vocea omului, lasă vocea omului să își exprime părerea lui cu privire la viață, așa cum viața ar fi văzută de jos, dintr-o perspectivă în care Dumnezeu cam dispare sau este foarte depărtat. Adeseori, părerea care o citești în cartea Ecleziast este părerea noastră atunci când trecem prin decepții grozave, când trecem prin căderi grele, când trecem prin situații deprimante, când nu mai avem orizont, când nu mai știm pentru ce trăim, cumva găsești ecou în cartea aceasta. Nădejdea mea este să vă fi făcut curios puțin cu privire la cele ce urmează, pentru că sunt taine adânci în cartea asta care merită să fie cercetate. Și cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua începând mai detailat din capitolul 1 în sesiunile viitoare. Nădejduiesc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Luați cartea Ecleziast, apucați și citiți-o cu atenție. Citiți-o ca și cum dumneata ai fi Solomon. Dumneata ai fi Solomon și încep să citești cartea asta. Ce-ți spune sufletul tău când citești cartea asta? Dumnezeu să facă să lumineze fața Lui peste voi. Amin. Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.